prăjitură, foi cu caramel și cremă de smântână cu nucă și... Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camele în bucătărie, la prăjituri cu camele și vom avea nevoie pentru caramelul nostru de 50 de grame de zahăr, aici am 50 de zahăr și 25 de apă. Apoi, pentru foile noastre, vom avea nevoie de caramelul răcit, apoi vom avea nevoie de un praf de sare, un ou, 3 grame de praf de copt, 35 grame de ulei și făină cât este nevoie, să avem un aluat potrivit de tare să-l putem întinde. Pentru crema noastră vom avea nevoie de 500 grame de smântână dulce, 100 de grame de zahăr pur, dacă e posibil să fie și vanilat, dacă nu puneți vanilie, și 150 de grame de nucă măcinată și întreagă, că o să o dăm cu sucitorul, să avem și apoi vom mai avea nevoie și de esență de rom, să punem în crema noastră. Așa, și vom începe cu caramelul. Am să dau într-o uliță, vom punem zahărul și o să punem zahărul în o lingură de apă, aici din apa noastră, și punem pe foc ca să facem caramelul. Așa, o lingură, două. Și când zahărul s-a caramelizat, o să adăugăm apa. Iam să o încălzesc, să fie fierbinte. Așa, am să o pun la microunde. Și acum să punem zahărul pe foc. Ia uitați. Așa. Și punem apa peste. Vedeți? Și lăsăm să se topească bine, 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 bine. Aici. Și când s-a răcit, îl punem. Ia uitați cum arată caramelul. Așa. Și vom pune caramelul aici în bol. Vom adăuga și ouăl. De sare. Amestecăm. Punem și uleiul. Punem și făina. O punem treptat. Și praful de copt. Și amestecăm. Așa. Să dăm așa jos. Și acum frământăm cu mânuța. Și aluatul nostru pentru foi este gata. Eu am să vă arăt cum îl întind. Voi face în acest vas, voi pune și vom întinde. Am să iau mai întâi o jumătate. Întindem aluatul. Îl întindem subțire, subțire. Și-l coaceți pe fundul unui tăvi. Puteți pune presura și foarte puțină făină pe tavă și pune sau pe o foaie de hârtie de copt. Așa.
cutia. Uitați. Tăiați și cu, vedeți, subțire, subțire. Le facem și punem la cuptor circa 5 minute, 3-4 minute, 5 minute nu durează, la 180 de grade. Foarte, se cuc foarte repede. Vedeți? Subțiri, subțiri. Și apoi, ce puteți și voi tara cu hârtie sau cu folie transparentă. Așa. Și acum, aici, să facem crema. Avem smântână, deci am 500 de grame de smântână, 100 de zahăr pudră și 150 de nucă. Așa. Și esență de rom. Și zahărul, dacă e posibil să aveți zahăr pudră vanilat. Așa. Și vom pune zahărul nostru peste smântâna noastră, smântână dulce. Amestecăm așa bine. Punem și nuca măcinată. Așa. Romul. Așa. Amestecăm. Aici am, eu am împărțit nuca în două. Jumătate am făcut o măcinată și jumătate, deci este prăjită și o facem cu sucitorul. Jumătate. Și punem toată nuca aici, peste. Și acum amestecăm bine, bine, bine totul. Acum, și voi pune mai întâi un strat subțire, așa, de cremă. Pe fund. Eu mâine am să o întorc. Dar dacă fac în tavă, pun direct foaia și o tai. Aici, având în vedere că eu fac o prăjitură micuță, o întorc mâine dimineață. Mâine ne vedem dimineața să o întoarcem împreună și să o tăiem, să vedeți cum arată. Și voi pune o foaie și apoi adăugăm crema noastră, umplutura noastră. Așa. Și puteți pune 3 sau 4 straturi. Așa. Mai punem încă una. Apăsăm așa puțin. Și punem din umplutură. Și acum voi închide cu această foaie ultimă. Așa. Și lăsăm până mâine. Închidem așa. Asta scoatem prădăia din cuțitaș lung, subțire, cu bulețe și o punem pe un platou și decorăm cu fructe de pădure. Uitați. Aceasta este prăjiturica, ia să o pun așa încet și să scoatem. Așa. Scoate. Vedeți? Am să tai marginile. Și punem marginile.
Aici cred că am tăiat greșit. Și putem pune cubulețul pe hârtie. Așa. Și le punem așa pe romțe. Cu esență de rom. Așa, vedeți? Ia uitați. Și acum puneți și fructe de pădure, și portocale, și zmeurică. Ia uitați. Vă mulțumesc tuturor, vă pup și ne vedem mâine dimineață cu o nouă rețetă. Pupici, la revedere și multă, multă sănătate!